Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi o să joc puțin Cuphead, hai să vedem cum e jocul acesta. Am făcut doar tutorialul și mi-am luat și o abilitate să trag mai multe focuri deodată. Stai, unde tastele bun? Hai, dai. Hop, hop, hai să vedem cum îmi descurcaș. Bă, jocul ăsta e chiar imposibil pentru mine, deci... Căcat. Ok. Tu-s gura, mătii. Ok, ăsta iau. Deja mi-am stricat două vieți. Ceapa asta ce face? Doar plânge? Trebuie să mă ferez de lacrimi, am înțeles. Lacrima lui Ovidiu. Opa, hai, stă că la aia puteam să-i dau berii. Hai, mă, ok, am scăpat de asta și mai am... Da, păi, de ce nu lovește așa? Ți-ar morcovii de râs. Da, păi, și cum dădeam cu... Ok, nici nu știu cum mai dădeam cu abilitatea aia specială. Pe A sau pe cât dădeam? Futuți! Da, am vrut să apăs pașa, am apăsat pașa, cred că pe cât îl dădeam. Hop, hop, hop! Dacă eu țin apăsat așa să trag. Hai să sperăm că pot să fac și vreo două nivele la jocul ăsta, că e efectiv imposibil pentru mine. De ce căcat am sărit așa, nu știu. Nu prea sunt învățat cu tastele astea, firarale dracu de taste, deci deja mai am o viață. Da, cred că o să trebuiască să-mi cumpăr eu un pachet de la cu vieți în plus, sau habar n-am. Nu mai plânge firea aia dracu. Hai că dau cu astea mai multe deodată. Poate îi dă mai mult damage, cine știe. Hai, bă, morcovele, vină încoa. Hai, că așa, ăsta nu dă pe distanțe mari, dar măcar... Hai de capul meu! Hai de capul meu! Bă, bine că măcar pot să spar morcovii ăștia mai ușor. Hai, mă, cu knockout firar al dracului de morcov. Nu știu ce față de drogat are. Băi, cam înfricoșătoare totuși grafica asta. O fi gen așa animații de Mickey Mouse. Nu! Da și văd ce aproape am fost. Hai, din nou, retry. A, putea să sar așa drept. Nu era neapărat nevoie să mă dau în spate. Da, e cam, nu știu, nu prea am experiență cu jocul ăsta, de fapt cu jocurile de genul. Cred că singurul joc așa în care trebuia să sar o grămadă a fost Mario, atâta. Și Hercule, în rest jocuri de-astea, gen de sări, nu prea am jucat la viața mea. Hai, dă-i, îi dă cu trei de-astea. Lasă, nici nu dau cu abilități, e bine că mi-am pierdut doar o viață, așa am permis să mai pierd una la morcov acolo. Știți cum se zice? Când Chuck Norris taie ceapa, nu el plânge, ci ceapa. Deci nu pot să-i dau așa? Sau așa aș putea să fac? Ah, hai că asta e o idee bună. Bă, da, bună rău e abilitatea asta. Bă, ce mișto! Hop! Hai că fac și eu un nivel la jocul ăsta, mă mir. Hai că nici nu-i dau cu abilitate. Gata, hai că am spart morcovul. Doar o viață mi-a stricat, hai că e bine. Bun, hai că nu mi-a luat mult să fac misiunea asta. Hai să vedem, cred că îmi dă un B. A, dar n-am dat berry, o să-mi dea C probabil. Hai pe bonus, cred că îmi dă C plus. C, exact ce ziceam. Nu era de B, că dacă era să dau berry la lacrimile de la ceapă, poate. Ok, nu știu ce contract mi-o dat. Avem treabă și la barca asta. A, aici cred că știu ce, hai să vedem ce e la bănuțul ăsta.
Ok, ce trebuie să fac la ăsta? De fapt, nu mă bag acolo la boss fight-ul ăla, că e prea greu. Ia la copacul ăsta ce e. Hai să vedem aici ce e. Ai de capul meu! Right. Nu așa, trebuia să sar pe sub ea. Am înțeles. Hai. Bine că m-am omorât acuși. Să mă bag pe sub ea, mai bine. Pe sub mingea asta. Așa trebuie să fac. A, dracu, minge. Bă, ce mă prinde? Auci. Bă, uite și tu cât îi. Mă scuzați că eu nu prea vorbesc când e să mă concentrez atât de mult, da? Și că mai fac sunete de astea de împerechere între vitre. Tu zgura, mă, că mi-ai trage-o cu bară, că m-a pus prea multe ori shift. Dumnezeu, mătii de joc. Mi-ai trage-o cu bară, că m-a apăsat prea multe ori pe shift și mi-a părut căcatul ăla. Ai de capul meu, bine că a trebuit să-mi intre acolo. Totul e împotriva mea, se pare. Eu acum încerc să nu mai apăs așa de multe ori ca să nu mai îmi intre jocul în bară. Poate că nu-i nevoie să dau cu shift. Stai mă, nu pot să dau cu... Bă, pe cât dădeam cu abilitate specială, că nu știu. Nu pe cât râl, sau nu o trebuie să nu mai trag? Stați un pic. Lasă. Înseamnă că nu o trebuie să mai trag ca să dau cu abilitatea aia. Opa! Gâtul mătii. Pe cât dădeam eu cu abilitate, că nu mai știu. Te știu cât îi. Opa! Nu da cu mănușa de box în mine! Stocana amărâtă! Sunt ceașcă! Opa! Ce aproape am fost? Muzica asta cu și un pic semăna cu Eden Shady pe fundal. Opa! Dar pe cât dădeam? Hai că e mort! Hai că e mort! Auci! Tap, tap! Gât... L-am stat în bară! Mi-ai intrat jocul în bară iarăși. Da, m-a apăsat greșeala și mi-ai intrat jocul în bară. Odată am apăsat eu pe butonul ăla de Windows să-mi intre jocul în bară, odată am apăsat de prea multe ori Shift. Opa! A, n-am mai avut loc.
M-a prins iarăși. Ia stați un pic să văd ceva la controle acolo. Pe cât dădeam eu cu abilitatea? Sau noi puteți da cu abilitatea dacă mai am un perk din ăla? Nu aici. Pe cât erau controlele? A, aici. Controls. Așa. Tab. Lock. Dash. Shift. Păi și ca să dau cu abilitatea aia, cu abilitățile pe când ai bă dădeam? Păi și când aveam cărțile pe ce trebuia să apăs, că nu mai știu. Mă rog, hai, da, din nou aici. Deci eu știam că pe cât râlă parcă, sau fiind cauza că am două percuri din astea, adică am și chestia asta așa. E nasol că asta nu prea dă pe distanțe. Hai mă, omoară-mă. Așa, hai mă, omoară-mă. De fapt asta scă scot asta. Exit to map. Hai să scot asta, că poate de-aia nu puteam să dau. Da, dar nu pot să scot, am înțeles. List, ia. Astea-s contractele, să înțeleg. A, nu pot să dau cu abilități? Stai. Ba, cred că pot. Trebuie să cumpăr aia ca să dau cu abilități? Nu cred. Ia, mă, astea ce sunt? Smoke, nu știu. Ia, asta e viață în plus. Ba, aia trebuie să mi-o cumpăr cum am ocazia. Dar știam că pe... Cât rău dădeam cu abilitate, dar nu mergea, să am pe cât rău și nimic. Hai, dă-i! Dă-i! Hai, că e ușor aici. Up! A, m-am aruncat singur ca idiotul. Trag în el și nimic văd. Adică apăs pe cât râlă și... Mă nimerea acolo. M-a prins aici. Pă C? Pă V? Am înțeles. A, pă V. Deci pă V dădeam cu abilitatea. Pă V era firarea de... Pă V am înțeles. M-a prins aici. Mamă, ce m-a prins acolo. Ne, sunt ca și mort deja. M-a prins. Și pe bă, înseamnă că dădeam cu aia maximă sau nici nu știu. Bă, de jocul ăsta e imposibil să moară Gibilan. Op, mă scuzați dacă vorbesc pe nas, am o răceală care mă tot încearcă.
ce am apăsat pe shift ca idiotul? Ce mi-a oferit aici? Am zis că nu m-o nimeri firar al dracu. Morți și vii, mătii, dar... Animeri că cam aș pel să mă cac. Auci. M-a prins firar al dracu. Cred că mai bine schimb pe tab și dau cu ăla după aia. Aia mă, cum dracu de m-a prins așa ușor. Op. M-a prins iarăși, că cam aș pel să mă cac. Hai vino cu acest șmecher. M-a prins iarăși. Nu, nu mă las până nu termin capitol, misiunea asta, nivelul ăsta, cum mi s-o spune. Să încerc și eu să nu mai pierd viețile totuși, că cred că de asta tot mor. Bine, logica mea, nu mai pierde viața, că de-aia mori. Zici că-s mai ceva ca Hagi. Ok, prima a mers. Prima tură, hai a doua tură. Dai tu cu mănușa de box în mine, tu șapa, mătii. Aia m-am zis că m-oi feri firar al dracu. Le ratez pe toate să-mi bag. Aia, că încerc să-i dau așa, că nu, 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 nu pot să... Că încerc să-i dau așa până la urmă. Knockout! Ăla-i, mă! Hai că l-am spart. Da, bine am făcut că am luat abilitatea aia. Păi, perii, cred că n-am avut pe ce să dau perii. Am avut pe ce să dau perii? Asta e de plus, cred. Ce? Bun. Bă, a fost greu. E greu jocul ăsta să-mi bag.
Bun, n-am niciun ban. Aici știu că este un run and gun, o să-l fac pe statura viitoare. Dacă mai vreți episod în Cuphead, bineînțeles. Eu cred că o să închei aici. În partea asta e casa cu tutorialul, parcă nu, nici nu mai știu. Mă rog, hai că eu o să închei aici acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați cât un cap în gură butoanelor de mai jos și cam atât. Până data viitoare, ciao les!